Mai neditot este din nou ocazie ca împreună cu dumneavoastră să lăudăm pe Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. De asemenea, este un har să ne putem vedea și binecuvânta unii pe alții. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Vreau să ne folosim în această seară de cele scrise, în primul rând, în Cartea Judecătorii și de aici să ne extindem și în alte referințe nou-testamentale, pentru a învăța niște adevăruri care se desprind dintr-o istorie de 300 de ani. Noi putem să înțelegem ceva din Biblie și dacă ne uităm la un eveniment care s-a derulat într-o jumătate de oră. Dar consider că din 300 de ani de istorie se poate învăța mai mult decât dintr-o jumătate de oră. Situația evreilor de atunci se aseamănă în parte cu situația dumneavoastră de aici. Nu doar de la Crem, ci a românilor plecați din țară. Evreii au cucerit țara sub conducerea lui Iosua, dar încă au rămas în țară multe cetăți locuite de cananiți. Și era ceva de genul la Crem evrei, la Melk sau altceva ce aveți dumneavoastră aici, fereziți, la St. Pölten ghirgasiți, din coace în altă localitate, au zis numai orașe mai importante, care le știu eu. Dar cum aveți sătucurile astea mărunte pe aici, erau 7 populații acolo și încă mai veniseră evreii cu 12 triburi. Tare amestecați. Problema a fost sensibilă sub următorul aspect. Vă citesc Judecător capitolul 2 de la versetul 6. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare la moștenirea lui. Le-au părțit țara. Ca să o ia stăpânire, poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul pentru Israel. Dar versetul 10 spune așa. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. Adică a trecut o generație. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Și scrie în capitolul 3, versetul 1, iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe copiii lui Israel. Pe cei ce nu cunoscuseră toate războiile Canaanului. Versetul 5, 3, neamurile acestea și le enumeră au fost îngăduite de Dumnezeu pentru o vreme și conviețuirea evreilor cu aceste popoare a făcut ca generația următoare și apoi generații la rând să fie compromise. Și era nevoie din când în când să ridice Domnul câte un judecător, poporul să se întoarcă la Domnul, adesea în vremuri de strâmtorare, dar asta e valabil în tot ceea ce scrie în Cartea Judecător. Când murea o generație, următoarea avea probleme. Acum vă întreb, când ați venit în Austria, pe cei care sunteți mai de o vârstă apropiată cu a mea, să zic că și eu eram atunci de 20 de ani când a fost Revoluția, ați venit doar cu gândul să vă fie dumneavoastră bine sau să fie bine și copiilor dumneavoastră? V-ați gândit sau nu și la copii? Legitim, ce părinte nu se gândește și la urmașină? Noi în vestul României avem experiența unor români care s-au dus peste ocean, au riscat și unii au murit. Să le fie mai bine lor și copiilor lor. Dar experiența celor din America, ce sunt cu o generație puțin înaintea românilor din Europa, dovedește că generația următoare a pățit cam ca evrei. Nu cu tot și-a fost așa. Și acum vă lansez întrebarea care să vă stârnească interesul pentru ceea ce vom discuta. Vreți copiii dumneavoastră să rămână credincioși Domnului sau nu vă interesează ce se întâmplă după dumneavoastră? Ziceți ca și Ezechia, în timpul vieții mele a fi pace și liniște. După noi, potopul. Nu-i normal să fie așa. Dar atunci, haideți să studiem împreună din cartea aceasta și nu numai din Biblie. Ce putem să facem pentru ca generația următoare să slujească și ei lui Dumnezeu? Să dormim liniștiți. Să ne bucurăm la sfârșit, văzând copiii noștri slujind Domnului. Să știm că Domnul rămâne Dumnezeul lor. Vă propun în privința aceasta să
discutăm împreună câteva principii valabile în acea perioadă și pe rând le voi dovedi și din Noul Testament, ca să nu spuneți că fac cu dumneavoastră numai istorie evrească. Și că asta a fost valabil pentru Antichitatea Veche, Vechiul Testament și nu pentru ceea ce a urmat. Judecător, capitolul 1, versetul 1. Primul principiu. Citim și apoi le enunțăm. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul, subliniez, au întrebat pe Domnul. Pe ei interesa anume ceva. V-am spus, erau încă acolo cananiți, popoare care trebuiau eliminate. Cine dintre noi se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Și îmi place începutul versetului 2. Domnul a răspuns, potrivit cu întrebarea, Iuda să se suie, iată că am dat țara în mâinile lui. Principiul consultării și călăuzirii divine. Oare vom înțelege noi că în situațiile care ne apar în față, diverse, este nevoie să-L consultăm pe Dumnezeu și să aflăm voia Lui? Amin. Oare vom înțelege noi ce har este ca noi să întrebăm și Dumnezeu să ne răspundă? Știți ce s-a întâmplat cu regele Saul care urmează imediat după perioada judecătorilor? Vă citesc din cartea 1 a împăraților, capitolul 1 a cronicilor, capitolul 10, versetul 13. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, a cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul. De aceea Domnul l-a omorât. Au zis că e de grav să nu întrebe Domnul. Și a ajuns bietul Saul într-o situație critică, spune Scriptura, cartea 1 a Samuel, capitolul 28, versetul 6, sau l-a întrebat pe Domnul într-un final, după ce deja îl părăsise, ani în șir n-a întrebat, a făcut și a vrut. Acum a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. Nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Și a ajuns în situația să-l întrebe pe Satana. Observați, oamenii în societate de dimineață consultă horoscopul, alții se duc direct la vrăjitor. Noi pe cine să întrebăm? Pe Dumnezeul nostru. Amen. Care ne răspunde și care acceptă să-L consultăm. Ba mai mult a spune, e păcat să nu-L întrebăm și să facem de capul nostru. Spune Scriptura în Iacov, capitolul 4, nu știu dacă ați întrebat pe Domnul când ați plecat din țară, dar măcar întrebați-L acum ce e făcut. 4:13, ascultați voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce. Vom face. Versetul 15. Voi, dimpotrivă, trebuie să ziceți dacă va vrea Domnul. Vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Vă citesc din 1 Samuel, capitolul 9, ca să vedeți cum gândeau oamenii atunci. Era încă tot în vremea judecătorilor, vremea lui Samuel. 1 Samuel, capitolul 9, versetul 9. Odinioară în Israel. Când odinioară? Adică în vremea de până atunci. Asta înseamnă în vremea judecătorilor. Când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea, haidem să mergem la văzător, căci acela care se numește astroroc, se numea odinioară văzător. Știți în ce împrejurare au fost puse aceste cuvinte? Când niște oameni au pierdut măgărițele și pentru asta au dus să întrebe pe Domnul. Adică și pentru probleme, gospodărește, a spune. Dacă vrei să cumperi o mașină, să întrebi pentru asta pe Domnul? Eu nu spun să merg la un proroc pentru asta, dar să te rogi. Doamne, tu ce părere ai? Cumpăr un Mercedes sau un BMW? Hai, mă duc acum la... Iau un credit din bancă. Să-mi cumpăr mașină sau să nu-mi cumpăr? Ce ziceți dumneavoastră în familie? Nu-i frumos să te consulți unul cu celălalt? Sau dacă avea un prieten, vrei să-ți cumperi mașină, să păstrezi exemplu. Și ai un prieten specialist, inginer, mecanic. Nu-i spui că vrei să cumperi mașină? Să-l întrebi. Îi spui numai după aia să-i faci o surpriză, nu? Să-și facă el o surpriză. Spui, băi, mașina asta ai cumpărat. E jaf. Dar dacă un mecanic ar fi indicat să-l întreb că se pricepe în domeniu, dar pe Dumnezeu care se pricepe la toate, n-ar fi bine să-l întrebăm? Amin. Un frate în țară vrea să-și cumpere casă, locuia la un apartament cu curte comunale. M-a urmat un an și a început criza. Și întreabă pe Domnul, Doamne, să-mi cumpăr acum acasă? Și s-a spus, fără să înțeleagă, că Dumnezeu nu neapărat vrea să ne dea nouă toate lămurile, dar ne spune ce avem, ce ne privește. Și zicea, Domnul prin proroc, vrei să te pornești la drum,
dar acum e spre seară, așteaptă să treacă noaptea și când a fi dimineață te pornește atunci. Și când a venit criza, au înțeles că n-ar fi fost indicat în momentul acela să se lanseze într-o cumpărare. Știți, a scăzut puterea economică a oamenilor. Vă îndemn așadar și v-am spus că vreau să vă dovedesc aceasta din Noul Testament. Spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, ca să includem și lucrarea sfântă, vă citesc din Fapte, capitolul 13, se rugau, poate aveți vreun proiect, ce să faceți, unde să vă duceți, în Africa, să vă implicați aici, ceva evanghelizare, în jur. Fapte, capitolul 13, scrie aici de la versetul 2, pe când slujeau Domnul și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Au făcut treabă bună când s-au dus. Au plecat doar cu binecuvântarea adunării, cu voia lui Dumnezeu. Spune Scriptura, în Fapte, capitolul 16, după prima călătorie misionară, Pavel vrea să plece din nou și scrie aici în versetul 6, fiindcă au fost opriți de Duhul. Apoi versetul 9, noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte, treci în Macedonia și ajută-ne. Acum nu mai întrebăm pe Domnul, ca și evrei în vremea judecătorului, Doamne, pornim războiul, deschidem front cu Cehia, că nu sunteți departe sau ce aveți aici aproape. Acum îl întrebăm pe Domnul, Doamne, încotro pornim cu frontul Evangheliei, că trebuie să cucerim pentru tine lumea până la marginile pământului. Așadar, să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Să-L consultăm și bunul Dumnezeu să ne răspundă. Are diferite modalități să o facă. Prin proroci, prin vise, prin alte și alte descoperiri, în ultima instanță accept și sorțul, diferite modalități. Domnul poate să ne dea sfat și să ne călăuzească. Și când asculți de Domnul să te duci pe un anume drum, Domnul sfăgăduiește că vine cu tine. Ba chiar se rugau evreii prin Moise, Doamne, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. De ce este bine să-L întrebăm, scrie în cartea Ieremia, la capitolul 40, că s-a dus să-L întrebe pe proroc, ne coborâm în Egipt sau nu ne coborâm? Că se temeau de oastea haldeilor, că omoruseră conducerea administrativă pusă pe Ghedalia, la Mițpa. Și după 10 zile, Domnul răspunde la proroc foarte clar, fără prea multe nevoie de tălmăcire. Băgați de seamă răvășiția lui Iuda, nu vă coborâți în Egipt. Și ce a spus la proroc? Minți. Doamne. Adică voi ați spus să întrebe, așteaptă 10 zile și acum nu vă place răspunsul. Să ne păzească Domnul de ispitirea asta, adică întrebăm, dar până la urmă se spune că o fată avea o traistă, ducea la piață ceva lucruri mărunte, ajunge la o intersecție și dă cu bățul. Sunt, cum scrie în Ezechiel, că împăratul Babilonului stătea la răscruce și cerceta ficația, arunca săgeți, mă duc la Raba, capitala fiilor lui Amor, sau mă duc la Ierusalim, capitala regatului Iuda. Și fata asta dă cu bățul care cade orientat într-o direcție. Mai dă o dată cu bățul, cade în alta. Mai dă o treabă cu bățul, cade în alta. Și adună trăștuța și pleacă. Și ne-a avut-o și treabă, de ce ai dat cu bățul? Să văd unde e piața mai bună. Astăzi, unde vând mai bine. Dar de ce ai dat cu bățul a doua oară? Fiindcă nu a căzut bine prima dată. Ei, nu așa să întrebăm pe Domnul. Doamne, te rog să-mi spui, dar spune ce să-mi spui. Nu, zicem ca Marta, Doamne, zi să-mi ajute. Nu, Doamne, zi ce vrei. Tu spui și eu te ascult. Vorbește, Doamne, că jobul tău ascultă. Doamne, ajută-ne. Dacă a spus amin, înseamnă că e clar primul principiu. Cum spuneți amin, eu trec la următorul. Dar să rămân amin, nu? Acum e amin și pe când face mâine planul că nu e amin. Cum am văzut într-o revistă, era o poză, așa, o caricatură, să o numim. Doi aveau o tablă în spate și spuneau, scria pe tabla aceea, mâine vine Domnul, dar se înțelegeau între ei, amândoi aveau aceeași tablă în spate. Zice, măi, mergem păi mâine la pescuit. Adică ei se contraziceau singuri. Declarația era bună, dar aplicația întârzia să fie corespunzător. Un al doilea principiu, frate și soror, Cartea Judecător, capitolul 1. Vă citesc de la versetul 2. Domnul a răspuns, Iuda să se suie întâi. Știți de ce cred eu că a zis Domnul să se suie Iuda întâi? Pentru că odată ce murise Iosua,
Nu exista niciun alt bărbat în țară mai viteaz decât Caleb. Și Caleb era conducătorul seminției lui Iuda. Cine altul putea să meargă în frunte, nu? Ce a zis Caleb? Sunt gata să mă duc în frunte, în front. Nu contează unde. Dar interesant ce pare aici. Și apoi enunțăm principiul. Versetul 3. Iuda a zis fratelui său Simeon. Suite accentuez împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți, ca să ne luptăm împotriva cananiților și eu voi merge cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Rezultatul, versetul 4, Domnul a dat pe cananiții fereziți în mâinile lor. Principiul unității frățești. Iuda era cel mai mare trib, avea 70 de mii de soldați. Simeon, cel mai mic trib, numai 20 ceva de mii de soldați. Abs, combatanți. De ce a avut nevoie cel mai tare de cel mai slab? Că invers, hai că înțelegem că cel mai slab a avut nevoie de cel mai tare. Dacă ne uităm la harta ce le-a fost repartizată, observăm că aceste două seminții erau vecine. Și scrie în proverbe că decât un frate departe, mai bine un vecin aproape. Ma, eu vin la dumneavoastră, dar nu știu eu de la Arad cu ce vă pot ajuta. Dar românii de pe aici, prin Austria, ăștia s-ar putea să vă ajute. Cei din familie, rudenii, în primul rând, adunarea care sunteți aici. În viață întâmpinăm diferite lupte, probleme. Vom ști noi să ne chemăm unii pe alții în ajutor? Din capitolul 1 din Cartea Judecător rezultă că nu toate triburile, semințiile, spuneți-le cum vreți, au procedat la fel. De exemplu, 1 cu 21. Fiul lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiți. Dar de ce? N-au vrut să se ajute cu niciun alt trib, ei numai singur. Citeți mai departe, 29, Efraim. N-a izgonit pe cananiți. Nici ăștia nu s-au ajutat, nici măcar cu Manase, care erau foarte apropiați. Zabulon, nici el n-a izgonit. Versul 31, nici Aner n-a izgonit. Așer n-a izgonit. 33. Nici Neftali n-a izgonit. V-am dat suficiente motive, adică exemple, să vedeți că toate triburile care s-au luptat numai de unul singur, nu au avut izbândă. Și puteți citi asta în toată cartea judecătorul, 300 de ani de istorie. Care cum se luptau singuri, nu miluiau. Care cereau ajutor unii la alții, Dumnezeu le dădea izbândă. Domnul a enunțat principiul acesta în Noul Testament. Dacă se unesc doi sau trei și cer un lucru, le va fi? Da. Dar de ce nu dă Domnul la unul? Te poți ruga și singur, în cuiușa după tine și te rogi în odăiță. Dar când e vorba de o lucrare, de o cerere înaintea Domnului, Dumnezeu vrea să ne venim în ajutor unii altora. Vreau să continui să adeveresc acest principiu din Cartea Judecători. Spune Scriptura în capitolul 3 că Ehud s-a dus, a lovit pe Eglon și acestor conducători le trebuia câte o trompetă. Scrie aici de la versetul 27 cum a ajuns, a sunat din trâmbiță și copiii lui Israel s-au pogorât cu el în munte. Și împreună i-au învins. Trecem în capitolul 4. Domnul le-a vorbit prin Debora lui Barac și celorlalți. Versetul 6. Iată porunca pe care a dat-o Domnul. Du-te îndreaptă despre muntele Taborului, ia cu tine 10.000 de oameni din Neftali și din copiii lui Zabulon. Și voi fi cu voi. Acum citim în capitolul 5 mai pe larg, să vedeți principiul unității în luptă. Citeți de la versetul 14. Să numărăm câte seminții au fost. Hai să le socotim. Din Efraim au venit locuitorii lui Amalek. După tine a mers Beniamin. Din Machir au venit căpeteniile. Din Zabulon cârmuitorii. Mai mari lui Sahara au fost cu Debora. Dar nu-s 12. Unde au fost ceilalți? Citeți versetul 16. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor? S-a ascuns behăitul turmelor. Ăștia de la răsăritul Iordanului aveau câmpii, știți că le-au cerut încă la Moise, dă-ne țara asta ca să avem unde pășuna. Și când frații lor de la apus au avut război, zic, noi nu putem veni că trebuie să stăm la oi. Adică unii nu vin să sară alături de frații lor la o zi de post, la rugăciune, la tot ceea ce e nevoie, că ei sunt tare harnici și au de lucru. Poate surorile sprijinise prea tare cu bucătăria, cu gospodăria, frații cu afaceri sau cu alte lucruri. Sunteți în stare să lăsați lucruri dumneavoastră pentru lupta spirituală? Dacă e vorba de altul. Sigur, când îți vine rândul, ai vrea să te ajute cineva, așa-i? Dumnezeu a îngăduit prin, ca
noi ca familie să trecem prin anumite încercări în viață, ca oricare. Și au fost situații în care Dumnezeu nu ne-a izbăvit până n-am cerut ajutor la alții. Eu de felul meu am fost așa o fire mai închisă, mai glumeam uneori spunând că întotdeauna m-am simțit mai bine între cărți decât între oameni. În schimb, m-a ajutat soția, că doar e ajutor potrivit. Ea a pus mâna pe telefon și a dat tot rând de telefon. Ne ajutați în rugăciune? Da. Printre alții, țin minte că un frate din Austria ne-a ajutat și peste tot eram amenințat că Domnul vrea să-mi ia viața într-un accident. Și se roagă un frate din Austria cu foc pentru noi, a postit și într-o noapte se prezintă un demon la el și zice: dar ce treabă ai tu dacă moare Iosif? Dacă vrei să nu moare Iosif, dă să moară un copil de-a tău. S-a înviorat fratele pe moment, de la Viena. Domnul să te muste, Satana, să nu moară nici Iosif, nici copilul meu. Amin. Și ne-am rugat și Domnul a dat biruință. Acum nu de mult, vreo 200 mâini, să tot fie ambisat, când parcase mașina într-un loc și pe când am găsit-o peste un dâmb așa mai mare, nu se lovise, dar ziceam, de aici nu mai pot scoate numai cu mai mulți bărbați. Și ne înțelegeam cu soția și iar am cerut ajutor la câțiva. Înseamnă că trebuie să ne ajute și alții. Dar noi de altfel, fraților, nu suntem un trup? Nu se ajută un deget pe celălalt? Să spună când degetul ăsta mare, mai lung, o atingi ceva, să spună celălalt, dau. Acum să te văd. Ești mai ocoș cu un zucar de lemn. Hai, rezolvă problema. Nu, ajutați-mă și voi. Și mâna dreaptă sau mâna stângă nu va spune. Să se descurce dreapta, că tot cu ea scrie. Hai, acum să-l văd ce mai scrie. Îi vine în ajutor. Și ne ajutăm cu toată puterea și spatele contribuie cu mușchi și picioarele se încoardă cu mușchii lor și întregul trup. Se dă comandă bună de aici. O, dea Domnul comandă bună. Ca să sărim în ajutorul fraților și surorilor noastre atunci când trec prin probleme. M-am spus că vreau să vă dovedesc asta din Noul Testament, dar mai întâi să vă mai arăt încă aici un motiv de ce unii nu participă la luptă. Versetul 17. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Așer, alții, s-a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Deci unii nu vin la lupta comună că au de lucru, alții nu vin că trebuie să se relaxeze. Ei trebuie să se odihnească, să se distreze și nu pot. Dar dacă ar fi necazul la tine, te-ai mai putea distra? Atunci te-ai bucura să sară altul în ajutor? Da, dumneavoastră nu sunteți nici din aia cu prea multă muncă, prinși de lăcomii, nici din aia care atunci când se distrează, uită de necazul altora, că e bine să te bucuri cu cei ce se bucură, dar scrie de egală măsură să plângi cei ce plâng. Și acum spuneam că vă citesc din Noul Testament, mă opresc de exemplu la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, să vedeți cât de mult a trebuit să ne venim în ajutor unii altora. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, vă citesc de la versetul 11. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Ia gândiți-vă de câte ori scrie Noul Testament, unii pe alții. Versetul 14. Vă rugăm, fraților, să mustrați pe cei trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fim răbdători cu toți. Căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de tot. Este mare nevoie să ne ajutăm în mod deosebit cei tari să vină în ajutorul celor slabi, să nu-și placă lor înșiși, să ajuți pe celălalt. Îmi amintesc că la noi în comună s-au botezat doi oameni din lume, bărbați fiind. Și după vreme s-au supărat și n-a mai venit la adunare. Și vine o soră la tata care era slujitor acolo și zice: pe Gheorghe, era unul dintre ei, l-am văzut mort într-un sicriu, dar pe Ionică l-am văzut trântit lângă o scară. Și tata zice: cel ce e mort nu mai e ce face, dar cel ce e trântit lângă scară înseamnă că s-ar mai putea ridica. Și s-a dus pe lângă el și a vorbit cu el și l-a ajutat și iar a mai căzut odată. Nu, un păcat e grav, numai nu vine la adunare, se supăra, era din ăsta așa mai plămădit cu explozibil. Și mi-amintesc că a zis mama odată: da, lasă-l în pace, că tot vreme trebuie tot cu sărmâna să umbli și iar să-l ajut și iar să te duci la el. Mi-amintesc că a zis tata: ai un suflet pe care Domnul vrea să-l mântuiască. Aleluia. Și l-a ajutat Domnul pe fratele ăsta. Când a avut 70 de ani, acum de vreun an și ceva, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Slavă,
și este un bun credincios în adunare. S-a meritat să fie ajutat. Dumnezeu să vă ajute să întindeți mâna. Să putem să ajutăm pe cei ce se află în vreo nevoie. Poate uneori trebuie să fim samariteanul milostiv. Mi-am amintesc că mergeam odată de la noi din Arad spre Suceava și intrăm în Bistrița la un frate, murise soția, un îngropase cu o zi înainte. Noi am intrat până la el, nu mai știu, să-i ducem ceva sau cel puțin să-l încurajăm și el zice: n-ați vrea să rămâneți și cu mine, să îmbuc o bucată, să iau o bucătură de pâine, cum zice românul, că singur numai nu pot mânca. La care eu spun: frate, noi trebuie să ajungem la slujbă. Și bătrânul zice: da, da, zice, așa e, zice, preotul și levitul n-au voie să întârzie. Eu m-am gândit că e samariteanul și ăsta mai întârzie. Și atunci mi-am amintit că am un prieten în Austria care de regulă întârzie când zice că vine. Dacă spunea că vine seara, sosea la miezul nopții. Dacă spunea că vine dimineața, sosea la amiază. Orică venea din Austria, orică venea din țară. Și o vreme îmi venea parcă să ajute, până am înțeles că e samariteanul și ăsta întârzie. Că dacă vedea unul necăjit, trebuia să-l mângâie, dacă vedea unul că trebuie ajutat, să oprea să-i dea ceva. Și asta e de mare nevoie. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Să fiți gata să vă ajutați unii pe alții, să luptați împreună. Cum spune Apostolul Pavel, de exemplu, sunt multe versete în Noul Testament, în Romani, capitolul 15 și apoi în capitolul 16, îi pomenește el pe mai mulți. Versetul 30, vândem dar fraților pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați, atenție, împreună cu mine, în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Apostolul Pavel s-a plecat și nu odată. Și scrie la Coloseni, și scrie la Tesaloniceni, rugați-vă pentru mine. Eu mă duc acolo să predic, dar am nevoie de ajutorul vostru. Nu este și acum tot așa? Pentru mine vă mai rugați? Oare nu v-am spus eu când vă rugați să vă rugați în ordine alfabetică? Începeți cu Anca? Ați uitat? Faceți-o, dragii mei, e mare nevoie să ne ajutăm unii pe alții. Eu n-aș mai îndrăzni, vă spun drept, să mă duc nicăieri dacă n-aș ști că sunt zeci și sute de oameni care se roagă pentru mine. E o luptă, dragii mei. Să fim păziți pe drum, să dea Domnul cuvânt, să fim un rezultat, să nu facem greșeli. Să nu spunem ceva ce ar fi în afara Bibliei, să dăm un indicator greșit la cineva și să se încurce, să rătăcească, să moară. Mă întorc la Cartea Judecător. Și vreau să vă arăt din capitolul 8 că evreii știau bine acest principiu, deși nu l-au aplicat întotdeauna. 8 cu 1. Bărbatul Efraim au zis lui Gedeon: ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? La nu-i corect. Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian? Vă să zic că știau că trebuie să cheme unii pe alții, nu? Gedeonul să era un om pașnic și le-a zis: au, iau început războiul, voi îl terminați, hai să fim frați. S-au potolit efraimiții ăștia pe moment, dar slăbiciunea asta n-a ieșit din ei. Le-a rămas moștenire la copiilor. Și scrie în Judecător capitolul 12, din nou bărbații lui Efraim s-au strâns, s-au pornit spre nază noapte, au zis lui Iefta: pentru ce te-ai dus, te bați cu fiul lui Amon fără să ne fi chemat să mergi și noi împreună cu tine? Și Iefta n-a mai fost blând ca Gedeon și începe războiul. Și-au omorât 42.000 din oameni care ar fi trebuit să meargă împreună. Când i-o chemat, zice Iefta, nu s-au dus, în urmă au băgat de vină. Că din nefericire mai sunt și astfel de oameni, oleacă suciți sau răsuciți. Când îi chem, nu-i bine. Că nu i-ai chemat, tot nu-i bine. Că trebuia să fie ei întâi, că nu le-o căzut lor potrivită ziua de post. Cea bună, că altul o ales ziua și că, dacă e vorba de mofturi, apoi știm noi să lungim lista. Eu nu vă spun de la început câte principii o să vă spun, să văd câte vreme mai sunteți cu vasul deschis, știți? Să nu turnăm apă după ce a spus capacul. Spune Scriptura în capitolul 2, vă citesc de la versetul 16. Domnul a ridicat judecător ca să-i izbăvească din mâna celor ce îi prădau. Și astfel începe firul judecătorilor cu Otniel și se încheie cu Samuel sau puteți adăuga și copiii lui.
Și de fiecare dată când a fost un război de izbăvire, în fruntea lor a fost un judecător. Vă întreb, ați vrea să ridice Domnul bărbat și femei plini de putere ca să aducă izbăvire și prin ei să se facă lucrările lui Dumnezeu? Amin. Să înțelegeți că în poporul Domnului este nevoie de astfel de oameni curajoși, puternici, învredniciți cu Duhul lui Dumnezeu. Scrie în capitolul 2 despre Odniel, versetul 10, Duhul Domnului a fost peste el, el a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Și Domnul i-a dat izbândă și a urmat 40 de ani de odihnă, 80 de ani de odihnă. Este un har să ai un asemenea om sau mai mulți. Bărbat sau femei, întâlnim și o judecătoare, Deborah. Dumneavoastră vă rugați ca Dumnezeu să ridice și să dea putere fraților care sunt în slujbă? Ca să-i învrednicească cu Duhul Sfânt și când se roagă Dumnezeu să le asculte rugăciuni? Și când predică să aibă putere? Se întâmplă un fenomen ciudat, care nu-i bun. Uneori nu prețuim oamenii care îi avem. Și prorocul nu-i prețuit? În patria lui, de asta e principiu bun sau rău? Este principiu rău. Poate să prețuim pe cineva care a trăit cu 200 de ani în urmă, ăsta mai poate să vină în fruntea noastră să se lupte. Prețuim pe unul care e de nu știu unde și care nu poate să ne ajute cu mare lucru și noi prețuim pe ai noștri. Se ruga Moise, Doamne, scoate din adunarea ta un om care să stea în față, să-i scoată afară, să-i vâre înăuntru, scrie în cartea Numeri. Și Dumnezeu a zis, am ales pe Iosua, fiul lui Nun, om în care am pus Duhul meu. Că puterea unuia de a se ridica nu stă în forță, sau cum zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, nu în vorbirile înduplecătoare a înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Este nevoie în adunări de bărbați și femei plini de Duhul Sfânt. Care să fie cunoscuți în lumea spirituală. Am întâlnit situații, nu doar ca cea din fapte, capitolul 19, unde demonii au spus pe Pavel, îl știm, pe Iisus, îl cunoaștem, sau invers, au spus despre ei, când au spus demonii într-o persoană, să nu vină cu tare. Știau că are autoritate. Îmi povestea fratele Vasile Antemie, păstorul Statele Unite, că s-a rugat pentru o fată demonizată, vreo 3 ore mai mulți păstori, și au spus, frate, tot am transpirat, s-am abandonat, nu s-a întâmplat nimic. Și a venit un frate care avea autoritate. Când au poruncit, s-a fost eliberată și am zis, vezi ce-i darul și puterea lui Dumnezeu. A fost un caz la noi în Arad, o mămică tânără, a țărit noaptea peste un gard de 3 metri, un copilașul de câteva luni, a fugit pe câmp. Nu avea probleme psihice, că cineva vrea să-i omoare copilul. Și au venit frații ei cu ea și am zis, duceți-vă la izvin. Că nu merge. Când s-a dus de jos din mașină la frate Todoraș, că ea nu intră. Frații doar așa, în numele Domnului îți poruncesc, pune-te pe genunchi. Căzut grămadă, s-a rugat pentru ea, a fost înseninată de atunci vreo 4 ani. E o mămică normală și cu minte. Că este mare nevoie de oameni cu autoritate. Vă rog să vă gândiți la Ehud, scrie în capitolul 3, că s-a dus să ducă un dar la împăratul Eglonului. I-a dat pachetelul, avea sabia pusă aici în partea stângă, vorbit înțelepțește să iasă toți afară și apoi a înfipt-o în pântecele împăratului, deci n-a mai putut să o scoată. Dar nu s-a intimidat. A închis frumos ușa cu zăvorul, a ieșit, a pus mâna pe trompete și a aplicat principiul 2. Veniți împreună cu mine! O dat domnul biruință? Da. Dar vă dau un alt caz. În Cartea Judecător, capitolul 6, scrie că s-a prezentat îngerul la Gedeon și i-a zis, versetul 12, Domnul este cu tine? Viteazul. A fost viteaz, totuși mai viteaz decât alții, deși observăm la Gedeon că nu-i chiar simplu să fii viteaz. A trebuit mai întâi să fie viteaz la el acasă, dar nu a avut curaj ziua. Noaptea. Să nu mă vadă. Apoi când a vrut Domnul să-l învețe lecția curajului, i-a spus că are prea mulți soldați, dar era urma 30.000 și dușmanii erau 120. Nu zici, no, tot voi vă încredeți în puterea voastră, 1-4. Trimite-i acasă. Și au rămas cu 300. Și acum, parcă, ți se pare că totuși sunt nu puțini, foarte, foarte puțini.
Și scrie în capitolul 7, versetul 10, că Domnul trimite în tabără. Și zice așa, dacă ți-e frică să te pocori, pogoară-te cu Pura, slujitorul tău. Nu scrie că a zis Gedeon că e frică, dar nici singur nu s-a dus. Și acolo Domnul a îngăduit să audă un vis. Interesant vis. O turtă, o bucățică de prăjitură. Nici măcar o pietricică sau un bolovan mai mare. S-a rostogolit și a răsturnat cortul împăratului. O prăjitură se rosterne cortul împăratului. Cu sus, în jos, s-a prăbușit. Și spune Scriptura, versetul 15, când a auzit Gedeon istorisirea, s-a aruncat cu fața la pământ. Versetul 14, asta mă interesează mai mult. Aceasta, Dumnezeu a dat în mâinile lui Madian toată tabără. Când au zis Gedeon istorisirea aceasta, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Acum a prins curaj. Și a pornit la luptă. Distruge o mare parte din oștirea dușmană, mai rămân două căpetenii la urmă. Spune Scriptura aici despre Zebac și Țelmuna. Și în capitolul 8 de la versetul 20, împărații aceștia erau prizonieri, legați, probabil că erau jos sau în picioare, nu știu. Și zice Gedeon la băiatul lui, versetul 20, scoală-te și ucide-i. Dar tânărul nu și-o scos sabia pentru că era teamă. Dar de cine? Ăștia erau legați, tată sau de față, biruitori. Ăsta i-o fă frică să-i taie și legați. Și la Ehud i-o fă frică să-l omoare pe împărat la el în palat. Știți ce au spus evreii lui Gedeon? Tu și fiii tăi se domniți peste noi. A domnit vreunul? Nu, dar de ce? Doar cu curaj. Știți ce-o sunt împărații ăștia? Scoală-te tu însuși și ucide-ne, că și cum e omul? Așa e și puterea. N-are putere să ridice Dumnezeu bărbați cu putere. Amin. Dar și femei. Scrie în judecător, capitolul 4, că i-a spus prorocița aceea la Barac, auzi, du-te la război. Și dacă tu nu vii cu mine, nu mă duc. Dar nu a zis datorită principiului unității și datorită principiului lipsei de curaj. Și ce-i spune Domnul? Pentru că n-ai curaj, ți-arăt în mâinile cui voi da pe viteazul acela. Versetul 7, Sisera, alt viteaz, slab, a fugit și femeia asta, știți episodul, o dată, numai o dată, ziceai că rudenii cu fiii țirui, că ăștia n-aveau nevoie să dea a doua oară. Și încă avea curaj, s-a așezat la ușă, scrie versetul 22, pe când Barac urmărea pe Sisera, a ieșit înainte și a zis, vin, o să-ți arăt omul de care ți-a fost frică, i-aveți mai suflă? Ce-o fi zis Barac? Nu puteam să-l ucid eu. Domnul ar fi vrut să-i dea în mâine, așa a fost cuvântul. Dar a fost frică. Să alunge Domnul Duhul de frică. Amin. Și să vă dea Domnul un duc de putere. Amin. De chipzuință. 2 Timotei, capitolul 2. Ridicați-vă în numele Domnului cu autoritate. Amin. Nu vă fie frică. Fratele Todoraș, de care am povestit, el are o vorbă. Deci de Satana nu trebuie să fie frică. Numai să nu te aibă cu nimic la mână. Dacă n-ai probleme, povestea că s-au dus într-o biserică din Banat care era dezbinată. S-au rugat, au postit, au sfătuit, s-au împăcat. Noaptea se duce acasă și un demon voia să-i răsucească pătura de la picioare și o pună pe cap să-l sufoce. Și fratele sare direct în șezut, Domnul, stai amuste Satana, dar lasă-mă să dorm. Se roagă, se culcă din nou și vine Satana și spune, n-am ce-ți face, dar supărat, de ce ne-a scos afară de acolo? Noi suntem o echipă ce ne ocupăm cu dezbinări. Ne-a scos de acolo, dar ne ducem la Lovrin. Și s-a rupt biserica dincolo. Că acolo n-au mai fost bărbați care se facă față acestui soi de duhuri. Dragii mei, mai am o întrebare la principiul acesta. Și să nu vă pară în plus că vă întreb, că înțelegeți imediat de ce fac asta. Ați vrea să vă ridice Domnul izbăvitor? Amin. Dar vreți să fie și judecători aceștia sau numai izbăvitori? Hmm? Ce rol aveau judecători? Ce trebuia să facă înainte de a începe războiul? Hai să luăm un caz. 1 Samuel, capitolul 7. Citesc de la versetul 3.
Samuel a zis întregii casei lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți Dumnezeii străini. Și Domnul vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copilul Israel a scos din mijlocul lor bale, startele și a slujit numai Domnului. Și spune finalul versetului 6, Samuel judeca pe copilul Israel la Mițpă. Am vrea noi să avem bărbați plini de putere, că se ridică în față și poruce să iasă duhurile. Dar mai întâi trebuie pe ăștia să-i lăsăm să ne judece pentru păcate și să iasă duhurile de păcate și apoi să fie biruință. Ca așa, slavă Domnului, izbăvitori, am vrea destui, dar să nu ne judece. Spunea, să mai dau un caz tot din activitatea fratelui Todoraș, că l-am pomenit, în moț de al meu, din Apuseni. O familie, patroni puternici în Timișoara, un copil de-a lor, ceva epilepsie, ceva boală psihică, un duh. Frate Todoraș, misteros pentru noi. Băi, dar voi vrea să vă pocăiți? Nu credeți că mă trudeți deja, mă. Dacă vreți să vă pocăiți, eu vă spun cum e pocăința și apoi mă pun și postez pentru voi. Dacă nu, n-ar o să mă încurc. Și oamenii ajuns la necaz ca evrei la strâmtorare, au scos afară idolii, balii, astartei, frate Todoraș. Facem cum zici. Nu ați ne vindice Domnul copilul. Aici intră rolul de judecător și apoi de izbăvitor. Nu dacă tu pui problema, s-a întâmplat asta cu Ginris sau cu Ghiță Mocanu, ce-i păstor la Izvin, discută cu un băiat și spune, măi, vezi, dar tu nu te porți cu vincios, măi. Trebuie să fii cu fetele, cum spune Timotei, ca și cu niște surori. Tu sfidezi autoritate. Și ăsta singur la părinți, singur la bunici, prins moștenitor. Și sună tata lui pe păstor, auzi, ce treabă ai copilul meu? Ce, eu m-am legat de copiii tăi? Păi frate, dar eu sunt păstor. Și dacă și copiii mei fac prostie, ai voi și tu să-i mustri. Să nu mai treabă copilul meu. Și se întâmplă în zilele următoare, îl prinde poliția pe copilul ăla cu care nu trebuie să te atingi de el, cu 100 și nu știu cât la oră, se ia permisul, sună pe tata, tata sună pe Ghiță, pe păstor, auzi, Ghiță, tu îi cunoști pe poliție și nu vrei să pui o vorbă bună. Zice, bă, nu trebuie să pun eu. Numai să-i spun și la polițist cum mi-ai spus mie. Ce treabă ai copilul meu, bă? Da, dar la polițist n-am voie. A, dar la păstor ai voie, nu? Vedeți? Autoritatea în lumea spirituală ne place? Dar autoritatea peste noi ne place? Adică noi vrem, frate, să alunge duhurile, dar pe noi să ne lasă să facem ce vrem. Nu se poate. Pentru că niciun caz din Cartea Judecătorii Dumnezeu n-a dat biruințe pentru că nu s-au pocăit. Mai întâi au judecat și apoi au zis, de acum puteți merge la război. Și Domnul vă va da izbândă. Slăvit să fie numele Domnului. Iar a spus amin. Eu nu v-am pus, voi a zis. Asta înseamnă că îi veți lăsa să vă judece, da? Și apoi se face și partea cealaltă. Domnul vă va da biruințe. Trec la un alt principiu și nu mai sunt multe, că eu probabil sunt mai obosit decât dumneavoastră, că stau în picioare, nu spun că n-ați muncit astăzi, dar eu am ceva probleme cu statul în picioare. În Cartea Judecătorii scrie în capitolul 3, de la versetul 4, neamurile acestea, m-a spus că existau multe popoare străine, au slujit ca să pună pe Israel la încercare și ce greșeală au făcut evreii, versetul 6, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor. Și ce rău cu asta? Și au slujit? Dar nu se putea altfel? Văd că vi le mă afișează aici pe românești, pe nemțești, german. Să fie rămas numai primele două rânduri, nu? Au luat de neveste pe fetele lor, au luat de neveste, s-au înscris, nu? Atât, atât. N-ar putea rândul 3 să nu fie? Nu putea cineva să șteargă rândul 3 vreodată în istorie? Solomon a zis, asta încerc eu. Cum zice Eclesiastul capitolul 2, puțină nebunie în timp ce inima mă va cărui cu înțelepciune. Și spune Scriptura în Cartea 1 Împărați capitolul 11, că n-a învățat din perioada judecătorilor, vorba aceea, noi învățăm din istorie, că nu învățăm din istorie. 1 Împărați 11, vă citesc despre Solomon de la versetul 1. Solomon a iubit. Probabil erau fiile drăguțe, nu? Doar sunt după chipul lui Dumnezeu. Care făceau parte din neamurile despre care Domnul zise copilul Israel, să nu intrați la ele.
și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit. Deci de ce rândul acela trei nu poate să dispară? Pentru că din oficiu, când te încuscrești cu cineva din altă religie, se schimbă religia. E ca la matematică, plus cu minus dă minus. De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. Dragii mei, căsătoria are pârghii. Dragostea te face să faci și păcate. Și sunt în stare oamenii pentru una ca asta să dea, nu cum au zis Irod, jumătate de împărăție, o dau toată sărmană. A știut diavolul cum funcționează sistemul când i-a zis lui Balaam, auzi, nu cu război, pune fetele să iasă în față, să-i poftească la mâncare și apoi au curvit. Și asta a fost marele baie. S-au dus mai departe, numer 25, și s-au închinat până la pământ înaintea Dumnezeu. Dar întreb eu, nu puteau doar să mănânce cu fetele astea și să aibă relații sexuale și să căsătorească apoi? Uite că nu. Că diavolul nu se oprește la încuscriri, diavolul vrea să afecteze starea spirituală. Și de asta se folosește cel mai bine. N-a pățit așa bietul Samson? Cerco filistean. Principiul căsătoriilor în poporul lui Dumnezeu nu accepta sub nicio formă căsătorii mixte. Aici în Austria am întâlnit un caz, un tânăr, să nu spun ce băiat sau fată, penticostal, vrea să căsătorească cu un altul, nu doar că era de altă nație, dar era cu altă confesiune, cu învățături total contrare. Și zic, voi ați stabilit nunta? Da. Dar despre crezuri ați vorbit? Ce încă nu. Mă zic, asta e bună treaba, a spus carul înaintea boilor. Să vezi ce treabă o să fie. Dar nu se poate. Nu-i normal. De Iosafat, știți împăratul lui Israel? Mie îmi place foarte mult de împăratul ăsta. Am câteva motive, două tare pentru care îmi place. A introdus în țară un sistem educațional. Mie îmi place învățătura. Și doi, a implementat în țară un sistem juridic de dreptate. Eu țin mult la corectitudine. O singură greșeală a făcut Iosafat. Știți care? S-a înscris cu... Aha, ce s-a ales cu generația următoare? Praf și pulbere. Dacă vrei să rămână credința încă o generație, luptă-te și vezi cu cine se vor căsători copiii. Dacă nu se încheie căsătorii în poporul Domnului, următoarea generație nu va cunoaște pe Domnul. Vă amintesc că aici în capitolul 3, când scrie că au început să încuscrească, pe cine a pus Domnul judecător? Pe unul din el. Dar să vedem cum se căsătorise. Capitolul 1. Băieți, sunt acolo în spate ceva băieți. Mai sunt și necăsătoriți careva? Uite, băieți, principiul din surătoare. Acum vedem. Versetul 12. Caleb a zis, voi da pe fiica mea axă de nevastă, cui va bate Chiria Seferul și îl va lua. Și acolo în Chiria Sefer, acolo erau și fete frumoase și avere. Și Odniel trebuia să închidă ochii și să taie tot. Măi, de cum să tai o fată de noastră? Că-ți vine să o strângi în brațe, mă, nu? Și să-i tai capul. Da, bă, dar eu vreau să omor pe ăștia pe toți, că vreau să respect principiul. Și după ce au câștigat bătălia, și la Caleb, promisiunea, dă fata aici. Și-o primit și zboară de sus, și zboară de jos. O treabă bună, și nu judecător. Că a știut să țină la principii. Da? Dar dacă așa crezi că la o relație așa online, poate că se convertește, că diavolul așa spune, să vezi ce evanghelizare faci. Ești mai grozav ca Solomon, nu? O duci la cruce, că tu ești mai tare ca Samson. Încearcă întâi cu porțile cetății, ale în spate, vezi dacă... Ai putere sau n-ai? Că ăștia doi au pățit-o. Bietul David a pățit după 50 de ani, când și-au scăpat ochii pe plajă. Da. Fiți fermi, dragi tineri, nu vă târâți părinții ca Samson în țara filistenilor. Ia-mi-o că îmi place. Mă, dar nu-i de-a noastră, tu ești judecător în țară, poți lua care vrei. Da, de asta îmi place.
Și mi-a scris acolo, lucrul ăsta venea de la Domnul. Vă dați seama cum venea de la Domnul. După ce s-o ales, nu? Nici de nuntă nu a avut noroc sărac. Fiți fer! Lângă o fată pocăită, se oprește un copil de patron cu mașină din asta, de clasă. Ne poftim. Și a zis, ce vrei? Și ce n-ai urcat încă mașină din asta? Și? Dar tu știi cine sunt? La care zice, da, tu ești patru locutare. Zice, tu nu știi cine sunt eu? Tu ești fata pocăită locutare. Da, da, mă. Și am cetățenie cerească, tu știi ce aia? Eu sunt prințesă. Și ăsta a început să bâlbe. Și plecând din loc, zice, și tu crezi că ai crezut că mă dau pe un amărât de patronul? Ăsta săracul și-a închis singur ușa la mașină și-a zis, mă, dar asta... Nu știu ce, ce... Cum gândește așa? Da? Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Nu putem încuscri pe Dumnezeu cu satana, Doamne, ai, ce-i dacă e cu curs, cu baie, are fată faină. Nu se poate asta. Asta este pericol de moarte. Scrie în Proverbe, capitolul 7, că ieși la unul înainte o fată. Și pe indicator scrie așa, spre văile locuinței morții, de nu citit. Că scrie acolo că era fără minte sărac. Și nu știu da seama unde se duce până când săgeata i-a străpuns ficatul. Să vă dea Domnul tărie să rămâneți credincioși. Amin. A fost iarna asta cu soția la o binecuvântare undeva în județul Hunedoara. O mămică bucuroasă, o soție împlinită, vreo 35 de ani avea și a spus, ne-a povestit în cipția la masă și am rămas fată până la 29 de ani și ziceau altele, tu pe internet nu te-ai dat în vileac, la fel și fel de întâlniri nu te duci, tu știi, adunare, serviciu și acasă. N-au cum să te găsească băieții. A voi la sat, cine vine? Și avea o vorbă, zice, dacă Dumnezeu are rânduit pentru mine un soț și dacă mi-l trimite pe coș, pe hornul de la casă, ajunge la mine. Și când avea 29 de ani, se duce băiatul din alt județ într-o adunare din orașul vecin al celui sat și când intră, Domnul pune pe inimă păstorului, zice, la băiatul ăla, îi faci cunoștință cu fata din satul acela. Și ajunge băiatul la fată, și spune intenția lui și fata cuminte, zice, după cum te văd, tu arăți foarte tânăr, să tot ai 25 de ani, eu am 29. La care el zice, și eu am tot 29. Și am un gând să ne căsătorim. Și povestea aia, am avut tinerețe frumoasă și am viață de familie frumoasă. Și a așteptat. Nu e nicio problemă. Câte una așa se grăbește săraca. Nu, nu, atent de ce numere poartă mașina în care se suie. Și nici ce scrie pe tablă încotro, se duce. Principiul căsătorilor în poporul lui Dumnezeu. Să vă citez din Noul Testament, că așa l-am promis să o fac. 2 Corinteni, capitolul 6. Vă citesc de la versetul 16. Hai de la 14. Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură sunt de neprihănire și fără de lege? Nu are nicio legătură. Versetul 17. Ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și în voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic, slăvit să-i fie numele. Amin? Cine își amină? Părinții sau copiii? Petru, spune și voi amin? Când vine vreun asemenea băiat, faceți că nu-i cunoașteți limba. Că aceea slăbiciune la fete, că ele trebuie să dea detalii și să intre într-o discuție și apoi să explice. Cui să explice? La satana? La ce să explice? Mi-a spune câte o fată, frate, dar trebuia să mă duc să mă întâlnesc cu el ca să-l lămuresc. Pe cine să-l lămurești? Dar cum pot să închei așa dintr-o dată? Zic, absolut. Dar chiar vrei să faci o încheiere oficială, trimiți un mesaj telefonic. Nu discut sub nicio formă sau am încheiat, eu sunt credincioasă. Curs la obiect. Și l-a răspuns, dar vreau să ne întâlnim, dar să vorbim. Nu mai răspund. Dar frate, dar mă tot sună. Poate să sune până se va desfința telefonia mobilă. Și ai scăpat. Și ultimul principiu, că vă ajungi.
În capitolul 6 se prezintă îngerul la Gideon și zice așa, versetul 13, 12. Domnul este cu tine, viteazul. Și Solomon, oricum, Gideon, scuzați, ripostează. Rogu-te, Domnul meu, am o neînțelegere. Dacă Domnul este cu noi, pentru cine s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea, atenție, pe care ni le istorisesc părinții noștri? Auzi, părinții lui Samson, lui Gideon, poate bunicii, povesteau cum i-a scos Domnul din Egipt, cum a trecut Marea Roșie. Foarte bun. Experiențe. Dar scrie în versetul 25, în aceeași noapte, Domnul a zis lui Gideon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâm altarul lui Baal și taie parul închinat Astartei care este deasupra. Ciuda. La Gideon în casă se povestea despre minunile Domnului, dar era și închinare la idoli. Și astea cum se împacă? Templul lui Dumnezeu cu idoli. Principiul sfințeniei sau pocăinței, ziceți cum vreți, în familie. În adunare toți suntem pocăiți, așa? Aici nimeni nu se uită la filme, nu? Poate câte unul mai pe telefon, așa, să mai joacă pe deascuns. Dar acasă? Aici nimeni nu clevetește în adunare, așa? Poate să mai scapă câte o soră, așa. O vorbă, așa, din prisos mai iese câte una, așa. Dar acasă? Aici nimeni nu înșeală, nu? Toți suntem darnici, punem bani la colectă? Dar acasă? Scrie judecător 17 că era un băiat într-o familie și a văzut că mama s-a are ceva bănuți și a pus mâna pe 1100 de euro. Bani frumos, nu? Mama s-a trezit fără bani, că atunci nu era bancă unde să-i țină și când a văzut că lipsă bani, ce-a zis? Blăstămat, cine știe cum bine că nu scrie în Biblie cum. Da, băiatul, e bai dacă mama m-a blestemat. Mamă, eu i-am furat. Mama mica, atunci când aude că e vorba de copilul ei, cine știe cu ce-o fi blestemat, nu știa cum să o întoarcă. Și zice versetul 2, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Observați? Dimineața blastă-mă, după amiază binecuvântează. Și zice Iacob, poate din aceeași vână ai zborului să iasă și? Nu știu că se poate. Ăsta fură, dar acum o întors-o. Și scrie aici versetul 5, mica acesta avea o casă lui Dumnezeu, a făcut efot, terafim, a sfințit pe unul din fiul lui ca preot. Cum adică? Hoțul ăsta a sfințit pe fiul lui. Efot, terafim, dar se nu era voie. Da, la mine acasă, nu? Ce treabă are ce e la mine acasă, nu? La mine acasă fac ce-mi place. Da, dar Dumnezeu n-ar trebui să aibă control și în familie noastră? Amin. Dragii mei, noi venim de acasă la adunare și de acasă la adunare ar trebui să venim, să venim cu prezența Domnului, cu sfințenie, cu har, cu bucurie, cu entuziasm. Dar dacă acasă pierdem vremea, îmi spunea un prieten al meu din Italia că a ajuns la el un predicator. Se cunoștea ora din aceeași parte a țării, când se pune pe un fotoliu, ia telecomanda și caută pe telesport meciuri. Eu vizionat, ce știu, ce întreceri sau ce campionat, ce cupe erau atunci, trebuie să întrerupă, că trebuie să meargă la adunare. Și gaza s-a întărătat. Și măi, de acum la Anvon, care meci o să-l comenteze, din câte văzuși? A, tu crezi că eu nu pot, după ce văd un meci, să spun o predică? Și-a spus o predică, nu? E drept că, după ce nu mai spus multe, săracul, au căzut în probleme. Dar uite că se poate, nu? Băieți, fete care pot la adunare să cânte, sunt păcate pentru tineri, păcate pentru părinți, pot să se certe. S-a dus un slujitor într-o familie și tata îi spune, slujitorului, auzi să vorbești cu băiatul nostru că te duce la gară. Și îi spui că nu prea trage inima să vină la adunare. Și păstorul îi spune, auzi, cum să nu vii tu la adunare? Acolo e casa Domnului, acolo e frățietatea, acolo? A, că știu și mi-a spus tata că ăla face așa, ăla face așa. Și se mai spune păstorul, și da, mă, dar tu ai acasă pe tatăl tău și pe mama asta care-s pocăiți? A, mie îți mai rugați. Spus păstorul, m-am blocat, ce să-i mai spun? Că măcar dacă mă puteam apăra cu atâta. Dar ce frumos îi scrie Pavel la Timotei, credința care s-o sălășluit întâi în bunică ta, în mamă ta și apoi în tine. Credință născută acasă și îmbogățită la adunare.
În vremea judecătorului era un Eli. Băieți, o slujbă. Da, ce fel de slujbă? Dincolo de prag una, dincolo de prag alta. Acolo erau doamnele cu care trăiau. Slujba o făceau cum voiau. Și vine un om al lui Dumnezeu și îl mustră pe Eli grea sentință. 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 28. Eu l-am ales pe tatăl tău din toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea, să poarte efodul înaintea mea și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc ale copiilor lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și atenție, întrebarea, și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Frașii și surori, aici este proba noastră de foc. Vom cinsti numele Domnului și acasă? Va fi un loc sfânt la casele noastre? După părerea mea, asta e marea problemă a societății de azi, a societății creștine. Ne rezumăm cu slujirea la biserică și devenim un fel de teatraliști. Acasă avem activitățile noastre. Dar la biserică, Domnul să vă binecuvinteze, amin, cum trecem pragul, ceau, ceau, ce mai faci? Emisiuni, ce ai mai așa, vorbim pe diferite forme, tehnologie, distracții, e normal? S-a dus un prieten la o adunare și a fost hotărât să se pocăiască. La urmă, nu se stea de vorbă cu predicatorul. Mi s-a întâmplat, mie a fost în Bihor la Șuncuiuș de vreo 3 săptămâni și după 3 zile mă sună un prieten de acolo, obțin numărul meu de telefon, zice, auzi, domnule, că el așa știa să adreseze. Mi-a plăcut cum ai predicat, la urmă, de cine ai întrebat dacă cineva are vreo nelămurire? Că mie în urma predicii și mai multe lucruri le știu de la pocăiți, am întrebări. Nu, spune-le acum la telefon. Și revin la prietenul acesta, se duce după predicatorul, acum se vorbește cu el. Și predicatorul începe și vorbește de un meci și de una și de alta și glume. Și tot zice, spune-le, ăsta e predicatorul de la Anvon? Nu se poate. Și s-a tot dus. Și trecut ani. Și-a ajuns bolnav pe pat și trimite după predicatorul în timp ce era spital și începe să-i spună ce vă spus eu până ce uite, am fost la predică și mi-a plăcut și ăsta ce slavă Domnului, ce predicatorul, ce stai cu slavă Domnului. Am vrut să te mai întreb, dar când am văzut ce limbaj ai când s-a terminat slujba, am zis să nu mai aud de ei. Și de atunci nu m-am mai dus. Și în timp ce îi povestea la predicator, bolnavul ăsta a murit. Și începe predicatorul să suspine, oare câți au mai murit pentru că eu una am predicat și afară alta am făcut. Frașii și surori, să ne ajute Domnul în casele noastre, nu doar să povestim despre cele sfinte, să trăim cu adevărat cu Domnul și pentru Domnul. Acolo este adevărata pocăință. Îndrăznesc să spun că nimic nu e mai frumos decât acasă, să se adune tata și mama și copiii și să cânte. E o frumusețe. Povestea fratele Costică de la Izvin, dacă tot am amintit, a venit o mătușă de-a lui, el e original din județul Neamț. Și când a văzut că n-au televizor, a zis, dar voi seara ce faceți? Apoi mătușul de seara rămâi la noi și vedea ce o face. 15 copii au în total, nu știu câți mai erau acasă atunci, și seara se aducă instrumentele, asta e orchestră, toată regula, nu? Se roagă tata vedenii, citi din Biblie, o idee, o experiență. Și când cântau, începe mătușa să plângă. Mătușă, ce ai? La voi mai fain ca la televizor. Dar și normal, nu? E live 100%. E gust. Dar crezi că altfel ești mai fericit? Crezi că dormi mai bine după buletin de știri? Chiar trebuie să afli informații, o afli de pe internet, pur și gata, dar dacă trebuie să folosești pentru ceva internetul, folosești, dar și să stăm ca la un altar înaintea lui și să nu mai fie timp pentru cântare, pentru rugăciune, pentru o experiență sfântă, pentru o bucurie. Astea, dacă le-ați pierdut, chemați-le înapoi. Dar nu cumva copiii care vin să crească cu un alt mediu. Am fost într-o familie undeva aici în Europa și m-au culcat în camera copiilor.
acolo chiam cu CD-uri, DVD-uri, cu bătăi din astea, cu desene animate, cu fantome din astea. Și am auzit pe copii întrebând, mami, mai stă mult fratele la noi? Totul era carantină. Eu m-am făcut să-mi stăpân peste idolii lor. Dar am observat că la adunare îi ducea cu forța și m-am gândit câtă vreme crezi că îi mai duce. După ce i-am crescut cu astea, apoi convertește la celelalte. Dacă face Dumnezeu o minune, poate, dar altfel. Numai așa dacă ajungem la mare necaz și strigăm ca evrei și ne fac spune, scoateți idolii afară! Dar mi-am spus, îi spuneam la o familie asta cu 20 de ani în urmă, atunci nu aveau sa televizoare și în România. Și zice un băiat, copii, îți mai întreb, zice, frate, nu-i mai spune la tata și la mama să dea televizorul afară, că eu spun drept. Mie îmi place boxul, la tata fotbalul și la mama patinajul. Asta e feblețea noastră, biețioară. Ce poate să fie plăcut în sport? E ceva lipicios la firea noastră pământească, nu? Sau într-un film? Nu? Băieți, așa ceva, sau ăștia mai mici cu desene animate. A fost undeva în Maramureș și am explicat că desene animate nu fac bine la creier. Nu se dezvoltă mintea la copii. Nu mai sunt în stare să raționeze, să învețe bine la școală. Se obosește creierul. Nu se dezvoltă la capacitate. Ești ca un computer cu procesor slab. Am mers într-o familie servit masă. Și spune fratele că pe drum, zice băiatul, un băiat așa de vreo 10 ani. Tati, ne-o lămuri fratele. Desene animate nu-s bune. Dar și ce te rugăm? Să ne lași să mai vedem unul. Știți ce e asta? Dependență. Cum zice în Corinteni, om obișnuit cu idolul. Obișnuință. Să ne dea Dumnezeu harul să avem alte obiceiuri. Hai să recapitulăm și le oprim aici. Ce principii se desprind din Cartea Judecători? Nu numai astea. Dar astea le-am văzut eu și le-am spus și dumneavoastră. În primul rând, consultarea a întrebat pe Domnul și Domnul a răspunde. E mare har. Dumnezeu din cer, de la tronul lui care conduce galaxii și galaxii, se frământe de problemele mele să-mi spună ce să fac. Da. Pentru că Dumnezeu ne iubește. Și cum zice Ioan către Gaiu, aș vrea ca toate lucrurile tale să sporească. Și sănătatea, cum sporește suflet. În al doilea principiu. Să ne ajutăm unii pe alții. Dați la o parte vreo supărare, vreo neîmplinire. Așa vrea Dumnezeu să sărim unul în ajutorul celuilalt. Și apoi Domnul, cu ce psalmul 20, când îți va veni în ajutor, noi ne vom bucura de biruința ta, că și noi te-am ajutat. Și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți primească cerurile și dorințele, scrie acolo. În al treilea principiu, principiul conducătorilor plini de putere. Dar să lăsăm, și dacă e cazul, să ne judece, numai să-și facă Domnul prezența și să lucreze cu putere în mijlocul nostru, să ne izbăvească, să ne ocrotească. Avem un dușman comun pe diavolul și lumea, dar Domnul vrea să ne dea biruință. În al patrulea rând v-am spus, fiți atenți la căsătorii fetelor, băieților. Aici e proba de foc. Căsătoria te leagă și e afectată generația care vine. Nu vă căsătoriți oricum doar așa de dragul de a te căsători. Mare chipzuință, rugați-vă pentru asta cu toată adunarea. Doamne, păzește-ne băieții și fetele când se vor căsători. Cu familie, veniți în ajutor. În afli o fată sau voi că aflați că una a intrat pe internet într-o relație cu cineva, nu. Vorbiți doar de rău sau spuneți ce-a făcut. Nu, Doamne, te rog, izbăvește-o, scapă. Rânduie un băiat cu care să se potrivească. Pentru băiatul nostru o fată și Dumnezeu să vă ajute. Și în al patrulea rând v-am spus, și asta să resilim cu toții, în familiile noastre să vadă copiii un mediu sfânt. Să nu întrebe, tata și mama vorbește Dumnezeu, dar și idol, nu știu, care e Dumnezeu? Te-a întrebat tine la un moment dat, acum alegeți și voi, slujiți aici, slujiți aici, care ce-i de făcut? Să fim atenți și fie ca în casele noastre, Domnul să-și facă prezența. Să ne dea bucurie zi de zi, noaptea să ne vorbească. Și noi seara sau când avem timp să ne închinăm cu bucurie înaintea Lui și să-L lăudăm de dimineața și la amiază și seara atunci când avem ocazie.
să folosim aceste momente cu familia, că la adunare ne întâlnim mai rar, dar în familie putem să avem astfel de momente și de părtășii sfinte. Și spun în final, fie ca generația următoare de români printre austrieci să rămână poporul lui Dumnezeu. Amin. Să aveți bucuria de a vă vedea urmașii slujind Domnului. Amin.